Investițiile pe bursă pot fi riscante în măsura în care noi le facem riscante. În momentul în care investim într-o companie, trebuie să cunoaștem cât de cât compania respectivă, să facem o scurtă analiză a companiei, asupra istoricului companiei respective, ce potențial de creștere poate avea pe viitor și ce randamente a avut în trecut, pentru că știm că bursa reprezintă un domeniu în care ciclicitatea are un factor destul de important în ceea ce activul respectiv poate avea pe viitor ca și randament. Consider că o diversificare a portofoliului de investiții este întotdeauna o diversificare întotdeauna minimizează riscul. Riscul întotdeauna, din punctul meu de vedere, este mai mare în momentul în care investim într-o companie, toate activele, și așteptăm un randament uriaș de la compania respectivă sau într-un sector anume. Pe bursa românească, din punctul meu de vedere, din feedback-ul pe care l-am de la ceilalți investitori, oamenii au impresia că cunosc mult mai bine compania, ceea ce, din punctul meu de vedere, este total fals. În momentul în care investești într-o companie internațională, poți avea acces la o informație mult mai transparentă decât la o companie din România pe care ai impresia că o cunoști, dar întotdeauna depinde de factori atât interni cât și externi pe care nu-i poți controla și pe care niciodată nu-i poți cunoaște în adevăratul sens al cuvântului.